Viața frumoasă noi ne o facem, asta este foarte important de înțeles, iar viața altora să fie mai frumoasă, la fel noi putem să o influențăm. Din fericire, chiar ieri în Chișinău s-a desfășurat un eveniment caritabil cu o intenție super nobilă, astfel încât mai multe femei vor reuși să lanseze o afacere, să inițieze anumite acțiuni de antreprenoriat, dar pentru asta nu doar că s-au organizat o întrunire, dar au participat nemijlocit anumite mame, pentru că proiectul s-a și numit Mame Digitale, dar Lia Pogolșo, care este și organizatoare, bună dimineața, Daniela, bună dimineața, Limba Română, a reușit să vină la această dimineață la noi să ne povestească mai multe. Bună Limba Română, te salută, Daniela, pe această cale. Da, bună dimineața! Bună dimineața, dragii mei, și mă bucur să vă văd atât de energici, ambii aici împreună. Așa, deci ieri a fost o zi superbă, probabil. Da, a fost o zi plină de emoții și o zi pe care am savurat-o împreună cu mamele care au participat la acest eveniment, femei care au venit să susțină și alte femei, pentru că în afară de seminarul pe care l-am ținut și fetele au luat insight-uri și tehnici și diferite informații utile pentru ele, au provocat o altă mamă digitală la o carte. Asta a fost scopul, de fapt, al evenimentului, ca fiecare femeie din Chișinău sau o femeie de afaceri sau oricare ar avea o carte, două, în biblioteca sa, care a fost util anterior pentru ea, să lase un autograf și noi vom transmite această carte altor femei, altor mame din satele Moldovei. Cărți de dezvoltare personală, cărți business, finanțe, cărți de afaceri, oricare carte le-ar fi ajutat să ia curaj, să aibă mai multă îndrăzneală, să aibă mai multă motivație să facă o activitate și ele acolo, în localitatea în care se află online. Pentru că, de fapt, asta este o mamă digitală. Este o mamă care are un proiect online sau dezvoltă o mică activitate, o pasiune, un hobby, din care poate să câștige și ceva bani acolo la ea, doar folosind un telefon sau un calculator pentru a-și vinde produsele, serviciile. Cumva mamele din întreaga Republica Moldova sunt mai apropiate, dar dacă e să vorbim de acele femei care vor primi până la urmă cărțile, indiferent câte vor fi ele, 100, 1000, 10.000, cât mai multe, cu atât mai bine. Probabil asta este important. Probabil vrem să ajungem la cât mai mare număr, da. E nevoie de o cerere anumită, să se comunică cu cineva? Cum e? Da, deci va fi un formular pentru a selecta aceste mame care își vor alege din ce domeniu și ce carte ar dori să citească. Pentru că nu este suficient doar să primească această carte, vor avea și o temă de acasă. Adică aceste mame vor citi această carte, vor face un rezum și ulterior o vor publica pe grupul mare, comunitatea Mame Digitale, ca să fie utilă și altor mame. Deci eu vreau ca într-o săptămână alte mame să reușim să citim sau să trecem prin rezumatul la 10, 20, 30 de cărți citite de alte mame. Așa. Probabil să facem din aceste cărți și înregistrări audio, adică podcasturi, cărți audio, și alte mame să le poată asculta în mașină sau în transport sau când fac sport sau când fac mâncare și au grijă de copii. Deci vreau să conectez mamele utile cu cele la fel de utile, dar care pot face produse și servicii utile una la alta. Da, am văzut imagini și cu unele dintre cărțile care probabil vor ajunge la alte mame. Da, sunt o parte din cărți care au lăsat la eveniment fetele și o parte din cărți le avem și la birou. De asta vreau să facem luna martie o lună plină de cadouri și o lună plină de provocări pentru acele femei care chiar vor să lanseze, chiar vor să îndrăznească, chiar au nevoie de această motivație și curaj. Și noi vom avea grijă ca să le dăm nu doar carte, dar și o activitate sau posibilitate să fie utile comunității. Apropo de astfel de evenimente, cât sunt ele de așteptate și care este feedback-ul pe care îl primiți atât de la fetele participante la training-uri, la evenimente, cât și cele care urmează să fie beneficiare? Să știi că după seara de ieri mi-am dat seama că femeile sau la general care avem posibilitatea să interconectăm și să facem networking, au necesitatea asta de a comunica și au necesitatea asta de a se cunoaște între ele. Au necesitatea de a împărtăși cu ce proiecte, cu ce pasiuni, cu ce hobby-uri și-ar dori să-și lanseze, care sunt visele lor, dar încă nu le-au realizat. Și aseară, după eveniment, au mai urmat câteva minute și chiar jumătate de oră de discuții între ele, deja s-au interconectat, cineva și-a găsit job la una din proprietarele care fusese la eveniment, altcineva și-a propus serviciile ei și așa a fost o conexiune între ele, că m-am bucurat să le văd descătușate sau să îndrăznească să vrea să obțină ceva mai mult sau să ceară, adică s-au simțit libere, s-au simțit
impresionate de cele ce au văzut acolo, de succesul sau poveștile altor mame care au reușit și care au început la fel ca ele, de la zero, dintr-o pasiune, dar au ajuns să gestioneze un proiect, oricare ar fi el, din care să poată câștiga și să stea acasă cu copiii mai mult timp. Da, aici aș avea o întrebare, dacă acest proiect, pentru că se numește Mame Digitale și cumva le-am dat seama că e doar pentru mame, sau pot veni și femeile care nu au încă copii? Da, aici este această mică confuzie, dar mame digitale nu sunt femeile care au copii. Mame digitale sunt doamnele, femeile care au copii online, proiecte online. Deci gestionează o pagină, gestionează un canal YouTube, gestionează un blog, gestionează un profil, gestionează un grup pe Facebook, Instagram, oricare altă platformă. Deci sunt copiii lor online. E, poate fi studentă, poate fi bunicuță, poate fi mămică cu sau fără copii. Deci pot fi oricare fete sau oricare femei care își doresc să creeze ceva pe online și să lanseze din pasiunea lor, din hobby-ul lor, din studiile pe care le-au făcut, vor să vândă serviciile lor, deci orice. Și aici, aseară, fetele au beneficiat de peste 300 și ceva de idei de afaceri care ar putea fi gestionate online, din care ar putea obține libertate financiară și ar putea avea mai mult timp pentru ele. Și asta doar făcând, gestionând totul de acasă. Adică pentru multe afaceri sau multe idei nu este necesar să ai un birou sau nu este necesar să ai o investiție, pentru că poți porni doar cu cunoștințele tale și cu pasiunea pe care o ai. Eu, Lia, mă gândeam dacă această frumoasă inițiativă va fulmina cu o întâlnire între cele care au oferit cărțile și cele care au intrat în posesia lor. Da, cu siguranță. Deci vom lăsa o perioadă de jumate de an, câteva luni, ca să putem crea un produs util, ziceam, de acele articole cu rezumuri din cărți sau podcasturi din cărți, ca fetele să le poată înregistra și pune pe platformă. Ulterior vom face o întâlnire a mamelor digitale ca să interconectăm frumos atât fetele care își doresc o mamă digitală în viața lor. Ce înseamnă o mamă digitală? Deci eu pot să am un asistent sau o asistentă sau un ajutor acolo în oricare localitate care să-mi preia din taskurile mele, pentru că sunt femei de afaceri care au foarte multe task-uri sau foarte multe activități care le-ar putea delega și fetele le-ar putea prelua. Deci aici putem interconecta atât afaceri, cât și persoane care caută un job sau mame care sunt acasă cu copiilor și ar putea face acest job. Deci asta este rolul acestei platforme și acestor proiecte, ca deci să interconectăm și să oferim posibilitatea. E mai mult decât mentoring, este și o oportunitate, nu să-ți lansezi o afacere, pentru că în Republica Moldova, femeile din Republica Moldova sunt, nu sunt fricoase, dar uneori nu au tupeul necesar sau ambiția de a iniția ceva. Și sau timpul necesar, și asta e important. Da, și prin intermediul acestor inițiative reușesc să se implice în anumite proiecte. Corect. Și astfel să dobândească un job. Dar n-au încercat și tații digitali să se implice cumva să... Mi-au zis unii colegi că o să facem și noi platforma Tați Digital, pentru că și noi putem fi utili. Cu siguranță vrem să pregătim aceste mame ca să fie utile, sau aceste femei ca să fie utile în orice proiect, atât ca angajate, ca manager sau ca propriul antreprenor sau propriul șef la afacerea sa. Deci ele trebuie să fie pregătite să gestioneze online. Și ideile pe care au fost furnizate aseară, fetele au zis că ok. Deci în 2 ore libere pe care le am după jobul meu, aș putea să obțin o altă activitate din care să pot câștiga suplimentar. Deci există posibilități 1001 ca să poți face online și să poți câștiga din timpul pe care l-ai extra. Mai ales că asta simplifică și comunicarea la distanță. Pentru că uneori parcă îți dorești ceva, știi ce ți-ai dorit, dar nu știi unde să cauți. Și corect, cumva aici se oferă posibilitatea să mergi aici direct la țintă, acolo unde aici ai nevoie. Aici vom interconecta, pentru că avem afaceri din Chișinău care au joburi sau au oferte de job și eu o să propun alte mame sau alte femei care vor fi compatibile pentru aceste joburi. Dacă vor fi necesar de anumite abilități sau cunoștințe, necesar vom instrui sau vom pregăti aceste femei, pentru că avem mentori și avem mulți coacheri care le-ar putea ajuta. Și de aici alte companii care vor fi, le se va rezolva o problemă. Deci rolul este pune în viața ta o mamă digitală și vei uita de alte griji. Sau vreau să reduc limitele de distanțe, vreau să reduc birourile fizice și vreau să ofer șansa mamelor de prin toate colțurile lumii, nu doar din Moldova, să poată să utilizeze timpul lor, să câștige bani online,
făcând activități online și să fie mai aproape de copiii lor atâta timp cât vor să fie cu ei alături. Da, apropo, aici aș mai avea o întrebare, dacă, pentru că în Chișinău a avut loc întâlnirea. În alte centre raionale cu femei din zonă vor avea loc astfel de întâlniri? Planificăm să facem și în alte raioane și localități. În septembrie am fost în Bălți, la fel fetele ne-au primit cu o inimă deschisă și foarte de a împărtăși proiectele lor, de a împărtăși visele lor, de care sunt planurile lor și au primit acea doză de energie și inspirație. Multe din ele deja aveau afacere și multe din ele au venit cu o idee sau multe din ele au venit doar să se inspire și au văzut curajul pe care alte mamele au. Planificăm să mergem și în sud, și în nord, și în centru, și în toate raioanele, plus că eu deja călătoresc și descoper și mamele din diaspora. Deci am o plăcere să discut cu fetele și în ultimele călătorii Viena, Paris, Roma, am descoperit femei extraordinare din Moldova, care gestionează acolo, pe lângă jobul lor de la ora 8 la 6, alte activități din care câștigă bani online. Și asta mă bucură să înțeleg că dacă vrei, poți. Și dacă nu tu, atunci cine? Da, cât de frumos. O inițiativă absolut senzațională pe mine. Mă surprinde într-un mod foarte plăcut faptul că femeile care au afaceri în Republica Moldova își pot găsi doar angajați. Dai un anunț de job, de recrutare și poți ai acei angajați. Dar se implică în astfel de inițiative cu un scop nobil. E dincolo de... solidaritate exact, feminină. Exact. Cumva asta este o intenție care e superbă. Voi femeile sunteți cumva mai organizate de punctul ăsta. Asta da, aici trebuie să vă dăm coroana, pentru că de cezarul lui cezarul. Mulțumim tare frumos pentru tot ceea ce faci pentru femeile din Republica Moldova și te așteptăm cu noutăți în acest proiect. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată și o primăvară cât mai frumoasă ca să inspirați toate femeile și toți bărbații și tații digital, cum zice Ion.